Bă, fraților, zilele astea m-ați omorât cu un reproș. Deci după video-ul făcut cu GL-ul despre Inicolas am primit zeci de comentarii de tipul ăsta. Și ăsta. Și ăsta. Și multe, multe altele de genul ăsta. Așa că zilele astea m-am gândit să fac un video în care să discut concret chestia asta, deoarece, sincer, mie mi se pare un subiect destul de important, să zic așa. Fraților, când v-ați abonat la canalul ăsta, cred că erați conștienți că v-ați abonat la un canal de rău. Prin asta vreau să subliniez doar faptul că asta e ceea ce fac pe canalul ăsta. Mă iau, practic, nu neapărat că mă iau, doar că discut anumite chestii despre anumite persoane, în mare parte. Sincer, în viața mea nu cred că am făcut hate, nu cred că am înjurat o persoană fără motiv sau nu cred că m-am luat de aspectul ei fizic. Practic, tind să cred că toate comentariile și rosturile mele sunt bazate pe argumente bine structurate. Chit cum am legat de un YouTuber cu mai mulți abonați ca mine, nu cred că am făcut-o fără motiv sau, na, din ură sau răutate. Am făcut-o pentru că mie mi se părea că este ceva greșit acolo, care pur și simplu nu și avea locul pe YouTube sau este, na, mult prea greșit din punctul meu de vedere. Mulți mă critică că vorbesc despre YouTuberi cu mai mulți abonați decât mine, dar mulți nu înțeleg faptul că numerele nu se reflectă și personalitatea. Prin asta vreau să spun că degeaba ai tu 100.000 de abonați dacă tu în timpul liber ești un fucking scumbag. Băi, și na, cam asta, să zic așa, a fost o părere generală. Fiind un subiect, să zic așa, mai controversat, l-am luat și am cerut sfatul și unui YouTuber mai mare, care na, a acceptat să fac un video cu mine și a acceptat să mă ajute. Deci, fără prezentare, haide Rodby, spuneți părerea. Ok, ca să fac o mică prezentare, sunt pe YouTube ăsta de mult timp, dacă nu știi. Am fost mare pe YouTube și puteam să controlez și eu păreri și tot de genul ăsta. Dar nu e ok să invoci ca argument faptul că, băi, cineva e mai mare decât tine și n-ai dreptul la opinie. Cum adică? Doar pentru că cineva a ajuns mai mare decât mine pe YouTube, n-am dreptul să spun că a greșit? Sunt atâția paraziți pe platforma asta care ar trebui să fie închiși pur și simplu într-o opinie, pentru că ei, la baza lor, sunt niște falși, pur și simplu nu sunt ceea ce pare pe YouTube-ul ăsta. Dacă ai numere pe YouTube, nu înseamnă că ești o persoană bună sau că vrei bine tuturor. Mulți de pe YouTube-ul ăsta au... arată un fel de kindness pe platformă, dar în realitate nu sunt de buni cum vor să pară pe internet. Sunt mulți care au două fețe și își văd doar interesul. De ce să te oprești și să spui, băi, ăsta are mai multe abonați decât mine, nu pot să vorbesc despre el pentru că o să-mi iau hate. Nu, dude. Oamenii cu mulți abonați de multe ori nu au argumente. Tot ce pot face ei se bazează pe anumite numere. Au doar numele în spate, nu și cuvintele. Dacă tu știi că ai dreptate și sigur de acest fapt, nu ai cum să dai greși. Indiferent câte susținere are, unii oameni să zică, băi, știi ceva? Ăsta mi-a arătat aia și aia. Ia să iau eu în cargul treaba asta și să nu mai fiu un fanboy. Dintr-un fan de-a lui Xulescu, faci fanul tău pentru că ai avut dreptate. Roasturile sunt aici să satirizezi anumite greșeli. Sau pur și simplu for fun, sunt oameni care fac asta pentru amuzament, se râde de, I don't know, copii ce se filmează cu telefonul mâncând un cartof și îi spune, o, Doamne, faci bullying la copii? Nu, te deschizi pur și simplu ochii că ei greșesc. Nu e ok să spui, băi, a, poți să te faci de-l spui internet, nimeni o să de tine. O să ne induci chestia asta în cap și ei o să creadă că, băi, eu fac bine ceea ce fac, poți să continui. Nu, eu trebuie să vadă că ei greșesc. Și când vine o majoritate să zică că, băi, nu e ok ce faci, o să se oprească. Asta e ceea ce vreau să zic eu și să înțelegeți voi că nu doar numerele contează și trebuie să te iei de oameni când este nevoie. Pentru că dacă nu te iei niciodată, eu se crede că fac totul bine și o să le invoci un fel de superioritate. That's my shit. Las pe Venger. Deci, fraților, ca să înțelegeți, după ce v-a spus Rodby chestia asta, sper că v-a deschis practic într-un fel mintea și că nu o să mai comentați ori chestia asta. Da, mă, sigur. Băi, deci după video ăsta nu mă aștept acum ca cei care mi-au comentat chestia asta să vină să-și ceară scuze, spună, da, mă, frate, acum, uite, mi-am dat seama că greșesc sau așa. I'm a fucking roaster, that's my shit. Asta e una dintre cele mai mari oftici ale mele, ca să zic așa, una dintre cele mai mari probleme ale mele. Să văd lumea cum comentează fără o bază de argument. Deci, fraților ăștia care spuneți voi că, na, mai au de youtuberi mai mari, că au mai mulți abonați și chestii de genul ăsta. Vedeți că pe canal mai am un video cu Andra Gogan, unde nu prea sunt comentarii de genul ăsta, așa că, hai, mergeți și acolo.